Rămânem la piața cripto, care este în cădere liberă din noiembrie 2021. Am avut parte de creșteri în ultima perioadă, dar nu suficiente. Mai ales că investitorii instituționali, precum gigantul BlackRock, Invesco și alții, încep să investească direct în criptoactive, să ofere expunerea altor investitori la piața cripto prin programele lor, sau să ofere posibilitatea de a apela la un program de pensii în Bitcoin și alte active de risc. De ce nu este suficient și la ce riscuri trebuie să fim atenți când vrem să investim în acest sector? Ben McMillan, fondator IDX Digital Assets, consideră că principalele riscuri sunt cele care afectează economia la nivel macro. Inflația, recesiunea, posibilitatea unei stagflații, creșterile dobânzii cheie și prețurile ridicate la energie. I mean, other than just kind of the general risk-off sentiment, you know, the risk with crypto is always, it's kind of like the edge case asset. So particularly as we've seen institutional adoption increase, that means, you know, they're more likely to kind of, you know, pull risk assets out of crypto first, just in the same way that they were high multiple stocks. That aside, you know, the merge is very good news. You know, that provides a bit of a bid, but I think there's some concerns about regulatory risks. You know, the latest sanctions, the OFAC against Tornado Cash, you know, it's a relatively smaller protocol. But, you know, that sent a lot of concern across the crypto community. Sunt companii precum Terra Luna, Voyager, Digital, Three Arrows Capital, care nu au luat în calcul aceste riscuri, s-au supraîndatorat, iar acum au fost nevoite să declare falimentul. Dar sunt și companii precum Binance, Coinbase și FTX care au început să reinvestească profiturile câștigate în bull marketurile anterioare din piața cripto și să ofere noi locuri de muncă, să facă fuziuni și să se dezvolte prin alte planuri. Dintre acestea iese în evidență FTX, care a raportat în 2021 venituri în creștere cu 1000% de la an la an și a ajuns la $1 miliard. Profitul a crescut de la $14 milioane în 2020 la $272 milioane în 2021. Dar cum arată un bear market pentru companiile cripto românești și la ce riscuri trebuie să se uite, aflăm de la Marius Mora, CEO Tokero. Salutare! Salut, Marius, mulțumim că ești alături de noi. Hai să începem cu începutul, ca să zic așa. Pentru tine, pentru Tokero, cum a fost tot acest bear market, cum au fost ultimele 8 luni și cum ai câștigat din acest bear market? Toată lumea de cele mai multe ori se raportează, urmăream și discuția antevorbitorilor mei mai devreme, se raportează la câștiguri financiare, pentru că e clar, la finalul anului tragem linie și ne raportăm foarte mult la bani, dar cred că pe lângă bani, cumva trebuie să ne gândim și la alte tipuri de investiții. Și acum, dacă e să o luăm strict financiar, este clar că în bear market mulți oameni pierd bani, da? Pentru că poate au cumpărat scump și sunt în scădere cu portofoliile. Exchange-urile, volumele pe exchange-uri într-adevăr sunt mai scăzute decât în alte perioade. În schimb, cred că în bear market trebuie să folosim timpul și poate aparenta lipsă de efervescență a lucrurilor să-l folosim cumva pentru noi. Și aici, dacă discutăm pe persoană fizică, cred că putem să vorbim foarte mult despre educația financiară, care este mult subevaluată și în perioadele acestea ar trebui să ne focusăm, avem timpul necesar să învățăm, astfel încât în momentul în care avem bull market, avem efervescență foarte mare, să fim cât se poate de pregătiți. Iar în ceea ce privește business-urile, de obicei în perioade de bear market se cer foarte mult lucrurile și proiectele, pentru că proiectele lipsite de substanță și de calitate de cele mai multe ori dispar, în timp ce proiectele serioase continuă să dezvolte și să facă lucruri, iar pentru noi, efectiv, ca business, este o perioadă în care punem foarte mare accent pe dezvoltarea platformei, pe dezvoltarea echipei, fluxurilor din echipă, adică tot timpul se găsește câte ceva de făcut dacă știi să-ți manageriezi așa cum trebuie timpul și resursele. La ce riscuri ați fost expuși și cum ați trecut peste ele? Cred că în aceste perioade pentru un business care este în cripto efectiv și este dependent până la urmă de partea de volume, riscul este, să zicem, în mare măsură financiar, adică nu mai încasezi atât de mult ca în alte perioade și atunci este clar că e important să ai niște previzioane și să ai niște rezerve pe o perioadă îndeajuns de timp încât să nu îți creeze probleme. Deci asta ține cumva de foarte mult de partea de cash flow și de departamentul financiar, contabil, împreună cu partea de management.
Și uite, am avut chiar recent cu tine o discuție apropo de planurile de viitor pe care le aveți la Tokero. Aș vrea să te întreb, care, apropo de riscuri, care este cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat în acest bear market, care ține deja de vreo 8 luni încoace, 9 luni, cu Tokero? Și uite, printre riscurile pe care ți le-ai asumat este inclusiv dezvoltarea unor planuri atât de interesante ca cele despre care am discutat într-o perioadă de volatilitate crescută și, să fim serioși, comparată practic cu vestul sălbatic. E survival of the fittest. Așa este, dar să știi, putem să facem o scurtă recapitulare. În perioada asta noi practic lansăm o rundă 2 de finanțare și o să lansăm un token. Și da, este un pariu personal, să zic, atât pe persoană fizică cât și juridică la noi la Tokero, acela de a reuși să facem, să strângem bani în această perioadă de bear market, pentru că din punctul meu de vedere, un proiect, o companie care reușește să strângă bani în aceste momente se poate dezvolta mult mai bine și în folosul categoric și al investitorilor într-o perioadă de bull market. Deci da, este un pariu, se strâng cu siguranță mai greu bani, buzunarele sunt așa mai ferecate, dar cred că pentru proiecte de calitate, investitorii consacrați care și-au și păstrat bani ca să poată să investească în astfel de perioade, când practic sunt cele mai bune perioade de investiții, cred că se pot face lucruri frumoase încă o dată chiar și într-un bear market în care, știi, toate știrile sunt rele. Pare să fie împotriva ta. Exact, fataliste, dar cumva încă o dată trebuie să luăm ce este bun din perioada asta și partea bună este că parcă există mai mult timp. În bull market intervine foarte mult acel sentiment de FOMO, fear of missing out, teama de a rata oportunitatea care este atât din partea investitorilor cât și a companiilor, toată lumea vrea să facă mult, repede, nu ai timp să respiri. Este o perioadă în care putem să respirăm, să ne facem planuri și să construim. Și uite, o ultimă întrebare scurtă în 30 de secunde. Eu tot zic pe aici, în discuțiile pe care le mai am, că acum criptomonedele sunt la reducere. Nu neapărat în cădere liberă. Dar ce sfat ai pentru trader, pentru utilizatori, pentru membrii comunității cripto într-o astfel de perioadă? Sfatul meu este să nu mai gândim pe time frame-uri foarte, foarte scurte decât poate dacă suntem niște trader foarte buni care fac totul la minut, la ore, ci trebuie să ne gândim pe niște perioade ceva mai lungi și inclusiv investițiile în cripto, cred eu că nu ar mai trebui gândite, ok, am cumpărat ceva astăzi și dacă într-o lună de zile nu sunt pe profit, să mă dau de ceasul morții. Nu, trebuie să învățăm și noi foarte tare să începem să gândim pe 3-5 ani de zile și dacă ne vom uita la astfel de perioade, o să vedem că într-adevăr criptomonedele în această perioadă sunt la prețuri bune. Este posibil poate să mai scadă, dar raportate la perioade mai lungi și la potențialele creșteri, cred că, încă o dată, e o perioadă bună de achiziții. Bun. Mulțumim, Marius. A fost o plăcere ca întotdeauna și te mai așteptăm pe la noi la Aleph Business.